Simona Halep, locul 5 în clasamentul WTA, a fost eliminată în faza sferturilor de finală a turneului de Grand Slam de la Wimbledon de către jucătoarea germană. După un parcurs foarte bun în primele partide, inevitabilul s-a produs și Halep a fost eliminată din competiție. În primul tur, Simona Halep s-a impus clar 6-4, 6-1 în fața slovacei Ana Carolina, iar în turul al doilea a trecut tot în două seturi 6-1, 6-1 de Francesca Schiavone din Italia. Tot de două seturi a avut nevoie Simona pentru a trece mai departe la Wimbledon și în turul al treilea al turneului, unde a învins-o cu 6-4, 6-3 pe olandeza Kiki Bertens. În optimile de finală ale turneului, tricolora a fost nevoită să joace trei seturi pentru a-și asigura prezența în sferturile de finală, după ce a pierdut primul set în tie-break cu 7-6, 7-5 în fața americancei Madison Keys. Simona Halep a revenit și s-a impus în celelalte două seturi și a câștigat partida cu 2-1 pe seturi. Din păcate, ieri după amiază, drumul spre titlul de la Wimbledon a fost stopat de jucătoarea germană Angelique Kerber. Jucătoarea din Germania a început mai bine partida și s-a distanțat la 2-0 după primele două game-uri, după care a urmat o serie de 7 break-uri consecutive și chiar dacă ulterior scorul a devenit egal, pe final de set, germanca s-a dovedit a fi mai concentrată și a câștigat setul cu 7-5. Setul 2 a fost extrem de echilibrat și soarta acestuia a fost decisă în tie-break, unde Angelique Kerber a fost mai concentrată și a reușit să se impună, asigurându-și victoria și totodată prezența în penultimul act al turneului de la Wimbledon. Pentru prezența în faza sferturilor de finală de la Wimbledon, Simona Halep va încasa un cec în valoare de aproximativ 300.000 de euro.